Vom viziona în continuare un filmuleț de scurt metraj cu referiri la perioada istorică a robiei, după care vom deschide o sesiune de dezbateri în cadrul acestui eveniment organizat, așa cum am spus, cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui și cu sprijinul organizației Partida Romilor Pro Europa. De ce poate parte dintr-un atlas îngălbenit de istorie, cuvintele rog sau robie își găsesc cu greu loc printre înțelesurile cotidiene ale unei societăți tot mai grăbite, obișnuită să creadă că, deși poate realități, ele nu s-au întâmplat niciodată. Nimic mai fals, atât timp cât o parte semnificativă a societății noastre, minoritatea romă, a purtat secole întregi această povară. În vremuri în care singura categorie cu adevărat liberă era clasa feudală, viața robilor țigani de la curțile domnești, boierești sau mănăstirești se desfășura în ritmuri cotidiene greu de conceput în zilele noastre. Ținuți în condiții mizere și folosiți ca slugi sau meșteșugari, țiganii aveau însărcinări dintre cele mai diverse: grădinar, pădurar, agricultor, vizitiu, sticlar, tâmplar, cărămidar, țesător, croitor sau cizmar. Comparați cu orice bun mișcător din proprietatea stăpânului, robii țigani puteau fi oricând vânduți, lăsați moștenire cuiva, schimbați, bătuți sau pedepsiți oricum, fără ca nimeni să nu dea socoteală nimănui. Lipsiți de libertate personală, robii țigani se puteau căsători doar cu acordul stăpânului, iar căsătoriile cu oameni liberi erau interzise. Sensibili la frumusețea țigăncilor, stăpânii profitau adesea de statutul sclavelor, abuzând de cele tinere, și chiar dacă proprietarii de țigani nu aveau drept de viață și de moarte asupra robilor lor, prejudecățile cu privire la condiția inferioară a țiganilor erau atât de puternic înrădăcinate în mentalități, încât justificau condiția de robi la care erau supuși. Legiferarea dezrobirii țiganilor la 1856 nu a condus la o schimbare fundamentală a statutului romilor. Aparent liberi, romii erau obligați să se statornicească, iar numai cât de așeze statele îngrădoreau, obligația de a avea locuințe și gospodării proprii. Însă, anul bun după legiferarea dezrobirii țiganilor, autoritățile nu au reușit să realizeze, așa cum era prevăzut, sedentarizarea și transformarea în agricultori a romilor eliberați. Aceștia au continuat să practice meșteșugurile tradiționale, fie integrându-se în comunitățile sătești, fie practicând un mod de viață nomad. Din păcate, societatea românească a vremurilor se găsea într-un feudalism îngrizial, bazat mai ales pe agricultură, astfel că, fără măsuri concrete de împrietenire cu pământ, majoritatea romilor eliberați au ajuns să se confunde cu situații materiale dificile, fiind obligați să se întoarcă benevol pe moșiile foștilor stăpâni. Din punct de vedere cultural și social, romii au continuat să fie considerați o subcultură, un grup social exclus. Mentalul colectiv față de romi a constituit stereotipul negativ care a condus la proliferarea manifestărilor rasiste, culminând cu Holocaustul din perioada celui de-al doilea război mondial prin deportarea romilor în Transnistria. Da, mulțumim organizatorilor pentru acest scurt metraj care evocă o perioadă istorică relevantă pentru poporul rom, relevantă pentru națiunea română, pentru că înțelegem mai bine, cunoscând adevărul istoric, înțelegem mai bine prezentul. Prin înțelegerea trecutului ajungem să conștientizăm care sunt problemele comunităților de romi, de ce romii trăiesc astăzi într-o stare socioeconomică precară, de ce întâlnim acest decalaj socioeconomic, cultural, educațional, între populația majoritară și populația de romi. Aceasta este, de fapt, tema dezbaterii noastre de astăzi și o să rog pe domnul cercetător, pe domnul profesor Lecter, să ne prezintă o perspectivă istorică a robiei romilor. Imaginea etniei rome a căpătat o nuanță aparte, mai ales prin cultură, prin literatură. Dacă ne aducem aminte de filmele de la Chișinău, realizate prin 1971, Lăutarii, în limba română, sau cel în limba rusă, un film sovietic, în 1975, Șatra, sau are un nume, o șatră urcă la cer, filme extraordinare despre viața
țiganilor nomazi, a romilor, cei care migrau dintr-un loc într-altul, dar care erau foarte buni lăutari. Aveau o ureche muzicală extraordinară și au. Și aici mi-aduc aminte de o scriere a lui Vasile Alexandrii, Vasile Porojan, pe care a scris-o sub formă de scrisoare spre sfârșitul, în a doua parte a vieții, prin 1980, în care povestește că acel Vasile Porojan, care a fost prieten în copilărie, cânta la drâmbă și avea un talent extraordinar de a surprinde ritmul, ceea ce l-a făcut pe Vasile Alexandrii să fie invidios pe Vasile Porojan pentru această calitate. O prietenie, de fapt, a fost cel mai bun prieten al lui din copilărie și mărturisește toate jocurile pe care le aveau ei în Iași. Casa Alexandrii există și astăzi în Iași și acolo se afla o biserică care nu mai este Biserica Sfântului Iliei sau Biserica Gheanghei. Vasile Alexandrii s-a oprit asupra acestui aspect, mai ales când tot așa spune, considerând cea mai frumoasă zi din viața sa, cea când la Mircești, în fața adunării de romi, le-a declarat că sunt liberi. Și într-adevăr, atunci toți țiganii adunați acolo s-au plâns cu inelași stăpâne și a doua zi au plecat toți, dar după 6 luni s-au întors. Ceea ce l-a făcut pe Alexandrii să mediteze și să spună că oamenii care nu sunt pregătiți pentru libertate nu pot fi peste noapte trecuți dintr-o stare într-alta, încât este nevoie de un proces treptat de educare în acest sens, de asimilare, ca să spunem altfel. De altfel, Vasile Alexandrii s-a alături de alții oameni de cultură ai vremii sale, de oameni politici mari, între care cel mai de seamă a fost Mihail Cogălnicianu, s-a aplicat asupra acestei probleme. Mihail Cogălnicianu, la 1837, pe când se afla la Berlin, a scris, a dat o dare de seamă asupra situației etniei rome, arătând câteva aspecte din istoria acestei etnii, aflându-se cumva pe valul modernizării epocii. El atunci, trebuie să așezăm toată această, să găsim contextul epocii. În 1844, înainte de 1848, Mihai Cogălnicianu, împreună cu alți fii de boie plecați la studii la Paris și la Berlin, au elaborat o listă de reforme. Au fost, de fapt, 3 reforme, toate având la bază ideea de libertate. Și atunci, la 1844, ei au zis așa: prima ar fi dezrobirea țiganilor, a doua ar fi desființarea privilegiilor boierești și a treia emanciparea țăranilor. Toate aceste 3 reforme, de la jumătatea secolului al XIX, aveau la bază ideea de libertate, nu numai a romilor, ci și a celorlalte categorii sociale, pentru că și privilegiile boierești erau tot o măsură de inechitate socială, încât a fost nevoie de eliminarea acestora, pentru că erau prea mulți cei care se ascundeau sub acest titlu boierești, ca să zic așa, pentru a înțelege lumea, că să nu mai plătească impozite la stat. Deci, dincolo de privilegiile boierești, se ascundea lipsa acestor impozite la stat. În valul acela de modernizare care a cuprins atunci Europa, a trebuit să adoptăm și noi acestea, așa încât prima măsură a început în 1855 cu dezrobirea țiganilor. Au fost dezrobiți pe rând, pentru că robii erau de 3 categorii. Erau țigani mănăstirești, țigani boierești, țigani domnești. Și au fost pe rând eliberați și în cele de urmă a apărut și legea, în 20 februarie 1956. Lege care i-a așezat pe rom în egalitate cu celelalte categorii sociale. Mergând pe firul istoriei, vom vedea că în Moldova și în țara românească documentele arată 2 categorii de robi. Robii țigani și robii tătari.
un istoric ieșean, Alexandru Gonț, a făcut un studiu, o cercetare asupra istoriei țiganilor și a arătat că cele două categorii de robi cândva s-au amestecat între ele. Și de aceea, antropologic, existau două categorii de robi, două categorii de țigani, ba chiar unii dintre tătari au fost asimilați țiganilor prin acest principiu al robiei. Mai ales că ei locuiau cumva în proximitatea, în vecinătatea orașelor domnești. Orașele, în Evul Mediu, orașele erau domnești. Și atunci toți robii trebuiau să locuiască pe o proprietate domnească. Să ne aducem aminte că există un eveniment în istorie, și anume că Ștefan cel Mare, după bătălia de la Soci, cu Radu cel Frumos din Țara Românească, deci în 1471, a luat 17.000 de robi, dar nu de persoane, de sălașe de robi țigani, și i-a dus în Moldova. E un eveniment, cum să spun așa, numeric foarte important, pentru că niciodată n-am mai întâlnit în documente un număr așa de mare de robi țigani să fie mutați într-o parte într-alta. Și atunci Ștefan cel Mare i-a dus în Moldova și nu, aceștia nu puteau fi așezați decât în vecinătatea unor orașe care aveau o coale domnești. De aceea vom vedea pe întinsul țării zone mai dense sau mai puțin dense cu romi. Momentul de punere a unor coroane imaginare în capetele noastre, coroane simbolice în creierile noastre, ca să știm că a existat o perioadă grea în istoria, sigur, istoria noastră comună, dar a fost mai grea pentru etnia romă care a venit aici după sânunii, cumva să ne am pomenit aici că a venit majoritar, țiganii au rămas aici după invazia tătaro-mongolă. Dar să nu ne imaginăm că țiganii romi erau aliați cu mongolii și veniseră să-i cucerească pe moldoveni și pe nu știu mai care. Nu, ei erau tot în stare de robii, erau aduși de cuceritori, de aia care erau războinici și îndeplineau diverse activități. Trebuiau să-i gestreze, să-i facă mâncare, să-i poscovească cu caii. De aici, zona aceasta de meșteșuguri, care e foarte dezvoltată, diverse, care în rândul etniei romilor. Această stare, bineînțeles, îi făcea și mai fragili. Că după ce au fost împrânți tătarul mongolii și s-au retras în dezordine, au rămas, s-au pigmentat. Nu sunt singuri de triburi de romi, de țigani care au venit aici. Au mai fost și alte evenimente care i-a adus. Dar masiv atunci a fost. Așa, cel puțin se stopotește, iar istoricul Ioan Chelcea zice că chiar îl stopotește eveniment exclusiv, dar nu era adevărat, pentru că sunt izvoare care arată că erau și mai înainte de această timpul. Ori lucrurile astea trebuie să le vedem cu toți în contextul vremii și comemorarea aceasta trebuie să facă pe noi să ne gândim așa, băi, cum o fi fost un pic pe atunci? Domnul profesor Lefter v-a spus o chestiune cu ieșirea dintr-un anumit, eliberează dintr-un anumit statut și cei din români din Moldova și din țara românească, erau vecinii români. Să înțelegem că era vechiul fenomen al clăcășiei, erau clăcași care erau și ei aproape aveau un statut asemănător, adică românii, majoritatea lor, în afară de cei care erau răzești, care aveau un alt statut, că acolo nu prea se regăsesc, în zona, în zonele locuite de răzești, nu sunt etnici romi. În celelalte sunt, în toate unei au fost domenii boierești, care de fapt domenii boierești sunt de complicat de vorbit la nivelul 15, 14, 15, 16, pentru că atunci au funcționat teoria proprietății feudale, adică toată proprietatea era a domnului. Domnul deținea tot și în felul ăsta putea să ia tot. Dacă se hainea, pe lua tot la boier. Sau pentru cei care se remarcau, erau un nobilat, îl făcea boier. Că țineți cu toții minte, cred că din școală, aprodul purice. Când Ștefan, căzând de pe cal,
a fost salvat pentru că unul mititer, un aproape de ață, unul mic, s-a plecat și a putut să încalce din nou și să vânte în luptă. Și după ce s-a terminat, l-a transformat pe purici în movilă. Adică a întemeiat neamul movileștilor și i-a dat dani și toate celelalte lucruri de genul acesta. Deci era o situație foarte complicată pentru majoritatea oamenilor, dintre care cea mai grea situație aveau robii care erau, așa cum v-a spus, au zis și de alte neamuri, că și tătarii care cădeau, aici erau transformați în robi, noi îi lua Domnul și îi punea așa, în armată. Îi transformau în robi și aveau o viață complicată și dură și că această viață n-a putut fi schimbată decât ca urmare a unui proces istoric. Și atunci când am ajuns la momentul în care vorbim noi azi, când comemorăm toți aceia, și atunci s-a dovedit a fi foarte greu. Că aici a pomenit de Vasile Porojan, o dacă mai înainte vorbiți noi de Vasile Porojan. Vasile Porojan era prietenul Vasile Alexandrii și când noi azi vrem să simbolic așa, să ne ținem vie amintirea acestor nume din mintea oamenilor, nu găsim mijloace și discuții adecvate. Eu cred că dacă în toată școala românească, în preajma acestei zile, copiii ar fi făcut la limba română o lecție pe tema textului Vasile Alexandrii, Vasile Porojan, și să le fi spus la copii profesorii care știu lucrurile acestea, câteva elemente din astea, de o mie de ori ar fi fost efectul de un milion de ori mai mare decât cel care îl obținem noi astăzi aici, care sigur că suntem oameni o leacă mai antrenați în organizarea de asemenea evenimente și o să spunem și noi la ai noștri, dar nu putem să ajungem la efectul pe care s-ar obține dacă lucrul ăsta ar fi făcut în școala românească. Sunt multe alte exemple care pot fi date și poate că ar putea să cultivăm memoria acestor evenimente și a lucrurilor, ar putea să facem o cercetare și să vedem care au fost domeniile Băierești unde au fost comunități mari din romi întregul. Poate acolo să, dacă există și există consemnele, acolo să facem un mic monument. Când vine această zi, dacă vrem să comemorăm și extern, dincolo de limitele memoriei noastre, sau dincolo de întâlnirea noastră, să ne ducem să depunem o coroană de floare acolo, să aducem o clasă de elevi să vadă monumentul ăla și tot așa mai departe. Din păcate n-am ajuns aici și poate dacă aceste lucruri pe care azi le auzim de aici și care și mie acum am vin în minte, că dacă veneau mai de mult, aș fi făcut și eu mai mult, poate aceste lucruri noi, cei de acum sau cei din viitor, le vom prelua și le vom pune un pic în practică. Că sigur am putea face treaba asta ca să extindem acest apel la istoria noastră comună și la faptele semnificative cum este această dezvoltare română, le face și la procedei de astea mai moderne. Că dacă am fi organizat, poate în toate orașele sau comunitățile mai mari din județul nostru, câte o sesiune de asta, video, foarte bine pusă la punct și toate mai mari efecte am fi obținut decât ceea ce facem noi astăzi aici. Dar pentru că totuși ne-am întâlnit aici și am avut această disponibilitate, eu zic să, cu toții, să întărim în convingerea că astea sunt lucruri care aparțin trecutului, dar care vor influența viitorul nostru dacă avem destulă capacitate de a realiza însemnătatea lor profundă, importantă, și de a spune, lucrurile astea într-un fel în care să fie reținut de viitor. Eu m-am uitat aici în sală, știți că a vorbit cu unul dintre pastori din biserici protestante. Nu știu dacă mai este. M-am uitat cu câtă greutate, neavând un bagaj emoțional, deși vorbea el despre treaba asta, despre derobirea oamenilor, și cu câtă ușurință și el așa pătrunzător a explicat, când a ajuns la materia care o știa el, Sfânta Scriptură, cel mai bine. Și acolo a explicat așa de frumos și ne-a captivat pe toți,
uitându-le că să-i explici ultima concluzie, concluzia acelei vorbire în țară, adică țineți minte că nu e bine niciodată să mai acceptăm de un fel de robie decât robia lui Dumnezeu, adică să fii roba lui Dumnezeu. Și dacă am adus exemplul ăsta, l-am adus tocmai pentru ca noi care suntem aici, care auzim acest minte puține cât îi putem să spunem aici, și de la un om care studiază fenomenele acestea și la un om ca mine care m-am ocupat cu tot felul de treburi din astea, dar în trecut am studiat și istoria, tot ce mai departe, și de la reprezentantul Partidei Romilor, care e un om instruit și știe semnificația profundă, și care împreună cu Bobby, cu noi toți ceilalți reușim să ne reunim aici, în ciuda unor păreri diverse, că nu toți, ca să fiu eu sincer, nu toți chiar rămân sau sunt așa de satisfăcuți și apreciază când ne întâlnim noi aici, unii chiar ne mai șpersifează, aia eram și țigani acolo adunați. Ne mai șpersifează fără ca să pătrundă cu adevărat sensul acestor întâlniri. Și eu cred că aceia care sunt prezenți aici și care s-au antrenat în această activitate săvârșesc un act de mare importanță și de importanță istorică. Poate nu e el așa de mare cum vorbim noi de dezrobirea romilor, dar de faptul că împreună conștientizăm și încercăm să transmitem și altora lucrurile acestea, să-i trezim la realitate, să-i facem să judece critic, să ne asumăm greșelile trecutului, să încercăm să vedem cum putem să ne evităm acestea în viitor, este un lucru care să ne facă să apreciem cu meritul această întâlnire și să aduc mulțumiri tuturor acelora care au avut disponibilitatea mai întâi de a ne invita și de a fi alături de noi și de a susține această manifestare de astăzi. Și eu încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră. Bună ziua tuturor! Am vrut să merg aici la prezidiu dintr-un singur motiv și anume acela că îmi doresc ca la următoarea întâlnire pe care o să avem, la următoarea comemorare sau poate chiar pe 8 aprilie, așa cum a fost prezent în fiecare an, să dea Dumnezeu să ne întâlnim fără aceste măști la față și să ne vedem așa cum ne-au făcut mamele noastre, nu având între noi bariera aceasta impusă de lege și de normele de sănătate, normele sanitare. Stimați prieteni, pentru că așa îmi place să vă spun, știți prea bine că atât la comemorarea dezrobirii romilor, cât și în ziua de 8 aprilie, când este ziua dumneavoastră, a romilor, a țiganilor, așa cum îmi place mie să-i spun, am fost alături de dumneavoastră, mă consider un prieten al domniilor voastre și ori de câte ori dumneavoastră ați avut nevoie de mine, de calitatea pe care am dobândit-o de-a lungul timpului, știți prea bine că am fost alături de domniile voastre, atât în calitate de prefect, acum în calitate de deputat, mai ales că reprezentanții dumneavoastră îmi sunt apropiați și domnul Daniel și reprezentanții la nivel de municipiul Vaslui, de Bârlad, nici nu mai spun, de județ. Am prieteni printre domniile voastre și de aceea îmi place să fiu între dumneavoastră aici. Mi-ar fi plăcut însă, după tot acest istoric pe care ni l-a prezentat atât domnul profesor cât și domnul președinte Buzatu, eu aș vrea să intrăm puțin în problemele de astăzi ale minorității romilor și vreau să vă spun că mi-ar fi plăcut ca între domniile voastre să existe și copii și mai mulți tineri, pentru că un astfel de eveniment cu o rezonanță istorică atât de importantă pentru etnia romă ar fi trebuit și trebuie neapărat dus mai departe, pentru că altfel istoria dumneavoastră, să știți că se va pierde. De aceea, la următoarele evenimente, pentru că am fost prezent pe 8 aprilie la Bârlad, când m-a invitat domnul Daniel, și am fost profund impresionat de faptul că atunci erau foarte mulți tineri în sală. Ar trebui și
și la celelalte evenimente să fie acești tineri în sală, pentru că, repet, tradițiile dumneavoastră și ceea ce comemorăm astăzi trebuie dus mai departe, să știe și copiii dumneavoastră ce reprezintă această zi, ce comemorăm și istoricul, bineînțeles, pe care îl reprezintă ziua de astăzi. Nu aș vrea să mă lungesc prea mult, eu vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul meu, oricând este nevoie, știți unde mă găsiți. Începând cu 1 martie voi deschide un cabinet la Bârlad, 15 martie cabinet la Vaslui și cu ajutorul lui Dumnezeu să sperăm că vom deschide unul și la Huș. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație, vreau să fiu alături de dumneavoastră așa cum am fost și până acum și repet ori de câte ori considerați că vă pot fi de folos, vă sunt alături. Mulțumesc mult! În primul rând, aș vrea să vă spun că, discutând cu domnul președinte, înainte să deschidem această nouă întâlnire, acest nou eveniment de comemorare, domnul președinte îmi spunea: Dan, bun, dar ce le mai spunem acum? Că le-am spus cam totul. Ce trebuie să ne gândim la ceva mai... Da, este adevărat, domnul președinte, pentru că, din păcate, avem același auditoriu. Avem același auditoriu fiind reținuți de motivații medicale, de natură medicală. Am spus în cadrul evenimentului de la Bârlad că mi-aș fi dorit ca acest eveniment să-l organizăm copiii de etnie romă, cu elevii de etnie romă, elevii majoritari, astfel încât acești copii să dezvolte o relație de empatie, de apropiere, nu neapărat de compătimire, o relație de înțelegere a unui trecut istoric care, iată, are repercursiuni în viața noastră de zi cu zi. Cu alte cuvinte, dacă explici unui copil majoritar că el se joacă cu un copil de etnie romă, e bine să și înțeleagă, să și cunoască trecutul acestei etnii. Nu-i poți oferi posibilitatea ca în cadrul orelor de istorie să învețe despre trecutul, despre prezentul, despre tradițiile, despre obiceiile romilor, astfel încât ca acel copil să înțeleagă că nu stă la masă cu un extraterestru care este mai închis la culoare, care are alte obiceiuri, are altă rutină, plecând de acasă, de unde i s-a spus în primii ani de grădiniță și de școală, ai grijă că te fură țiganul, nu ieși pe stradă. Și mi-ar fi părut foarte bine, sau aș fi fost bucuros, să organizăm acest eveniment și cu o latură artistică, cu o latură culturală, o latură care de altfel este foarte importantă în viața noastră a romilor de zi cu zi și care ne influențează și ne-a influențat existența în decursul timpurilor. Însă trăim vremuri de restricții de natură medicală, de natură medicală, de natură sanitară și atunci ne conformăm. Asta a fost motivul pentru care am preferat să avem același auditoriu și în cadrul evenimentului derulat la Bârlad și în cadrul evenimentului derulat în Vaslui cu sprijinul Consiliului Județean și a organizației noastre Partida Romilor. Dragii mei, noi trebuie să privim în trecutul nostru, noi ca romi, ca să ne înțelegem prezentul și, înțelegând prezentul, acceptând trecutul, trebuie să construim viitorul. Noi viitorul nu-l putem construi decât împreună cu populația majoritară, decât împreună cu clasa politică majoritară, decât împreună cu autoritățile publice, locale, județene și naționale. Lucrurile astea sunt clare. Însă, trebuie spus din capul locului că avem câteva momente istorice care marchează existența generației prezente, trecute sau viitoare. De ce spun generații trecute? Pentru că între generația de rom dezrobită cu procesul finalizat la 1856, am avut generația romilor deportați în Transnistria, bunicii noștri, am avut generația romilor care s-au dezvoltat și în care noi ne-am născut în perioada comunistă, unde statutul de rom țigan nu exista,
Adică știți foarte clar că noi n-am avut dreptul de a ne manifesta ca minoritate națională, ca minoritate etnică. Da, existau anumite drepturi sociale de care beneficia întreaga populație a României, fără deosebire de, vă amintiți acel citat celebru, rasă, naționalitate, etnie. Da? Deci am avut această perioadă a comunismului cu generația părinților noștri și iată, acest capitalism sălbatic, că asta trăim astăzi și vom trăi această stare de capitalism sălbatic foarte mulți ani, un capitalism sălbatic în care noi am înțeles că trebuie să ne exprimăm civic, politic, în care noi am înțeles că suntem un popor de sine stătător, în care trăsătura noastră de minoritate națională istorică prezentă pe teritoriul României înainte de înființarea statului național român a ieșit în evidență. Este adevărat că în cei 30 de ani de politică civică și de activități politice și civice desfășurate de membrii, de reprezentanții mișcării civile, mișcării politice a romilor, pentru că nu vreau să vorbesc în mod exclusiv de organizația noastră Partida Romilor, deși aș fi îndreptățit să vorbesc în mod exclusiv de această organizație, și anume Partida Romilor, pentru că toate legile aprobate de Parlamentul României, dacă vorbim de legea dezrobirii, legea 28, prin care comemorăm dezrobirea, este rodul activității și muncii organizației noastre și a reprezentanților noștri din Parlament. Dacă vorbim de 8 aprilie, ziua de sărbătoare, prin care sărbătorim un eveniment internațional relevant în istoria romilor, ziua în care s-a pus bazele primului congres internațional al romilor, 1971, Londra, ziua în care acel congres internațional al romilor a fost prezidat de actorul american de origine romă, Will Bryner, ziua în care s-a pus bazele imnului internațional al romilor, Gelem Gelem, ziua în care a fost adoptat steagul internațional al romilor, și această organizație a Uniunii Internaționale a Romilor este o organizație care are statut consultativ pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Deci iată o recunoaștere în plus a statutului nostru de minoritate națională, de minoritate care se regăsește în toate statele europene, în America de Nord și în America de Sud și de altfel în întreaga Asia, adică pe toate continentele găsim această minoritate. Și aș continua să vă prezint aceste legi și aceste inițiative de legi promovate de organizația noastră Partida Romilor, continuând cu antițiganismul, continuând cu sărbătoarea limbii romanii și continuând, nu în ultimul rând, cu Samoudaripenul, holocaustul uitat al romilor. Toate aceste legi au fost trecute prin Parlament de organizația noastră. Dar revenind la momentele istorice și spunându-vă că avem 30 de ani de activitate în care am obținut foarte multe lucruri, s-ar putea ca urmașii noștri să spună că aceste lucruri obținute de noi, recunoașterea, statutul de minoritate etnică națională, înființarea Agenției Naționale pentru Romi, înființarea Centrului de Cultură al Romilor, actele normative adoptate, Strategia Națională pentru Romi, mediatorul școlar, mediatorul sanitar, profesorul de limbă romanii și multe, multe, multe alte lucruri realizate de organizația noastră, este posibil, asta vreau să vă spun, ca urmașii noștri, copiii noștri, să vină să ne judece și au tot dreptul din lume, dar totodată să învețe din greșelile noastre și să continue această cale, acest drum, care este un drum al emancipării, care este un drum al înlăturării decalajelor dintre populațiile majoritare și populațiile de etnie romă, este un drum al înlăturării decalajului educațional și social între comunitățile existent între comunitățile de romi și minoritatea romă. Închei ceea ce am vrut să transmit, promițând că la anul, dacă această stare medicală, pandemică, ne va oferi posibilitatea, vom organiza competiții și o zi a dezrobirii în județul Vaslui,
cu participarea în mod exclusiv a liceenilor și a copiilor de etnie romă. Am văzut astăzi și m-am amintit, dacă vă uitați pe acest film prezentat, la sfârșit se încheie cu un citat: cunoaște-l pe romul de lângă tine. E un er mai avansat și om. Cunoaște omul de lângă tine. Cunoaște erul, l-am făcut noi. Romul de lângă tine. Adică rom-om. Da? Noi am avut această campanie și am derulat-o în cadrul organizației noastre, Partida Romilor, dar vom continua anul viitor, dacă această stare medicală, pandemică, Dumnezeu știe mai bine ce e de făcut, nu va mai exista și ne vor permite autoritățile locale, județene, ori naționale, vorbind de guvern, de guvernul impune restricțiile, ori parlamentul, vom organiza acest eveniment axându-ne și ducând aceste evenimente în mijlocul copiilor. Un singur exemplu pot să vă dau și aici pot să chiar să închei ceea ce am vrut să vă transmit. O olimpiadă. Și în cadrul acestei olimpiade, într-o săptămână, săptămâna romului, omului liber, cunoaște-l pe romul de lângă tine, să avem în diversele localități ale județului Vaslui diverse activități sportive, educaționale, culturale, cu elevii majoritari și elevii de etnie romă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare tuturor colegilor din Organizația Partida Romilor, sigur, colegilor prezenți din partea presei, colegilor prezenți din cadrul Consiliului Județean, ori altor instituții publice locale, ori județene, pentru prezență, pentru interesul de a participa în cadrul acestei manifestări. Mulțumesc domnului Lefter, pentru domnul profesor, pentru prezentarea făcută. Mulțumesc domnule deputat Eduard Popică, domnule președinte, vă mulțumesc în numele comunității de rom din județul Vaslui pentru organizare, pentru prezență și pentru gândurile bune pe care ni le-ați adresat. Vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne vedem mai sănătoși de fiecare dată când ne vedem. Mulțumesc!